Autoritatea Navală Română a precizat că nicio navă aflată sub pavilion rusesc, inclusiv iahturi sau embarcațiuni de agrement, nu mai are voie să intre în porturile române. Națională a fost emisă după ce în ultimele 48 de ore 283 de români au dispărut. Fiecare dintre aceste 283 de persoane au sunat un număr scris pe un cartonaș, primit în cutia lor poștală, pentru a se înscrie la o competiție numită Squid Game, din cauza marilor griji financiare pe care le aveau. Singurul lucru care se știe despre concurs este premiul mare pe care îl oferă, valoarea acestuia crescând cu 100.000 de ron odată la fiecare concurent. Dacă ați primit în cutia poștală un cartonaș ca cel din imagine, să nu sunați la numărul de telefon scris pe el. Data limită de înscriere la această competiție este de 7 zile. Dacă ați sunat la acel număr, să refuzați înscrierea la acea competiție, deoarece dacă veți fi acceptat, apelul se va închide pe loc și după câteva minute veți fi luat cu forța de către unii dintre organizatorii acelei competiții și duși către locul unde se va desfășura competiția, acel loc fiind necunoscut momentan. Din lipsa mare de informații nu vă putem spune mai multe lucruri despre această competiție. Vă rugăm să nu vă înscrieți la această competiție chiar dacă premiul este foarte mare, asta numai pentru siguranța dumneavoastră. Vă urăm o zi frumoasă în continuare! De la Marea Neagră. Începând cu 17 aprilie 2022, ora 0, se interzice accesul în porturile românești alor cărei nave înmatriculate sub...